Fratele de credință, mulți merg din obișnuință, fără un scop clar definit. Au făcut botez odată, legământ cu Dumnezeu, însă viața li stricată, de plăceri și bani legată, și în păcat trăiesc mereu. Frumusețea mântuirii și mireasma lui Hristos nu-i mai ținta fericirii, ci plăcerea rea a firii și păcatul rușinos. Cât de mulți în adunare, fără frică, vin, se duc, în adâncă nepăsare, fac de formă o lucrare și pe drumul rău apuc. Din purtare, din cuvinte, nu se văd că spocăiți, iar a lor îmbrăcăminte e un semn de luare minte, că-s de lume chinuiți. Pocăința adevărată nu e un hobby sau un joc, ea e sfântă și curată, de Iisus Hristos lăsată, ca să nu sfârșim în foc. Pocăință ni se cere, să trăim oricând cinstit, în ascuns sau la vedere, să rămânem în veghere, cum Iisus ne-a poruncit. Căci amar și aspră odată, fiva în cerul judecat, cel ce-a fost în drum o piatră și o ispită blestemată pentru sufletul însetat. Prin purtarea ta creștine, îți aduni o sânda ta, căci Iisus a spus, știi bine, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Nu-i de joacă mântuirea, ea e darul cel mai sfânt. Dacă nu-i cunoști menirea când aveam al loc răpirea, vei rămâne pe pământ. Pocăința cea reală este scrisă în cuvânt. N-are urme de îndoială, nu-i o formă, nici scoială, ci standardul cel mai sfânt. Vă îndemn cu stărință, chiar acum să ne trezim, în deplină umilință, să trăim în pocăință, ca în ceruri sus să fim. Amin.